Bine v-am găsit, fraților, la un nou video. Știți că data trecută am făcut un video din E46, lucruri care îmi plac și nu-mi plac la al meu E46. După cum știți, l-am vândut, bine, înainte să-l vând mi-am luat AC90 și astăzi o să vă spun ce îmi place și ce nu-mi place. Dar mai întâi o să încep cu lucrurile care nu-mi plac, pentru că sunt foarte multe de spus la mașina asta. Nu neapărat nu sunt lucruri grave, dar sunt lucruri care, să zic așa, te enervează. Lucruri minore, dar care te enervează. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru astfel de videouri și haide să începem. Să vă spun ceea ce nu-mi place. Păi, în primul rând, ce nu-mi place mie la mașina mea, eu o să mă leg strict de mașina mea. Nu știu de alte E90-uri, eu o să vă zic ce nu-mi place la E90-ul meu. Bine, sunt probleme care sunt și la alte E90-uri, sunt comune, dar sunt altele care sunt doar la al meu sau la câteva. Un lucru care nu-mi place la E90-ul meu este, să zic așa, caroseria. Adică forma ei ca și mașină. Nu este o mașină urâtă, dar nu este nicio mașină frumoasă. Adică eu când am luat-o am știut clar că oricât de mulți bani aș băga în ea, nu o să o aduc niciodată la nivelul E46-ului. Adică să arate așa de bine. E46-ul avea alt statut, nu știu, avea alt aspect. Deci părea o mașină potentă, o mașină dură. În schimb, asta pare o mașină liniștită, cât de cât o mașină de familie. Este un E90 în 40. Dacă era un E92, se schimba treaba, pentru că acela are 20. Un alt lucru care nu-mi place la mașina asta sunt butoanele de la geamuri. Deci sunt amplasate foarte, foarte prost. În față, la șofer, pentru a-mi deschide geamul meu, trebuie să mă întind mâna maxim cum stau eu cu scaunul. Și credeți-mă, bine, eu stau cu scaunul puțin mai pe spate. Dar eu trebuie să mă întind mâna maxim pentru a ajunge la butonul de la geamul meu. Când am luat-o, foarte mult mi-a luat până să mă obișnuiesc să deschid geamul meu. De multe ori deschideam geamul din spatele meu pentru că era mult mai aproape și nu îmi dădeam seama că trebuie să întind mâna. Iar dacă vreau să ating butonul pentru a regla oglinzile, trebuie să mă ridic puțin. Și este un lucru deranjant. La butonul de la pasager, butonul este băgat după mâner. Nu stau să vă arăt, probabil știți mulți dintre voi cum arată un E90. Este băgat după mâner. Tu nu ai cum să bagi mâna printre mâner, pentru că este un spațiu foarte îngust și nu-ți încape mâna. Poate numai să fii copil, să ai mâna mică. Și trebuie să faci așa. În spate sunt amplasate prea spre tine, deci trebuie să-ți îndoi mâna. Foarte, foarte prost. Un alt lucru care nu-mi place la E90-ul meu este că, deși este o mașină de 5 persoane, foarte greu un cap 3 în spate. Adică dacă ai 2 oameni ca și mine în spate la 80 și ceva de kilograme, în momentul de față 1,80 m, cea de-a treia va sta, dacă toți 3 se învârt la greutatea asta și la înălțimea asta, o să stea foarte, foarte incomod, să zic așa. Iar spațiul spate, mai ales cum stai eu cu scaunul, nu este cine știe ce. Adică, bine, este mult mai generos decât E46-le, dar nu este ceea ce mi-aș fi dorit. Un alt lucru care nu-mi place la al meu E90 este că n-am vizibilitate. Deci, față de E46, în E46 aveam vizibilitate, ok, când mă uitam să mă asigur să... aici stâlpii foarte mari, aici avem stâlpii de la centuri foarte mari, scaunele sunt puse în așa fel încât nu prea vezi, deci nu au vizibilitate foarte, foarte bună. Și acesta este un lucru care, să zic eu așa, te deranjează. Ce mă mai deranjează pe mine la mașina mea este că nu are pilot automat. Este o opțiune care mi-aș fi dorit să o aibă, mai ales pe la drum lung, pentru că mașina asta este făcută să meargă mai mult în exterior. Nu are pilot automat. Asta este o problemă a mașinii mele și nu toate au această problemă. Nu este neapărat o problemă, este un minus. Un minus că nu are pilot automat. Un alt lucru care nu-mi place la aceste 90 este că, deși motorul este mult mai silențios decât cel de pe E46, nu este bine antifonată pe interior. Adică când stai cu ea se cam aude motorul, ce este drept, nu te plimbă, nu ca la E46, la E46 diesel, mai ales motoarele 2000, știți că cei care au câte te scutură așa puțin, asta nu, dar este zgomotoasă, să zic așa, adică se aude puțin interior. Eu trecând de la benzină la diesel mi se pare foarte zgomotoasă, bine, m-am mai obișnuit acum cu ea, dar tot mi se pare foarte zgomotoasă. Ceea ce nu mai îmi place mie la E90-ul meu este că nu are navigație. Deci mi-ar fi plăcut o navigație. Bine, nu este neapărat ceva foarte incomod pentru mine sau... Asta este mai mult o fiță, pentru că, să fiu sincer, nu mă incomodează când am navigație. Mi-ar fi plăcut să am, dar nici nu
sunt fier să am așa ceva. Adică, bine, eu am luat mașina asta pentru că am dat puțin pe ea și era în stare bună tehnic. Nu m-a deranjat lucrul ăsta foarte rău. Mi-ar fi plăcut să aibă o navigație, dar dacă nu are, asta este, dar ar fi fost bine să o aibă. Ce nu-mi place la N90-ul ăsta este că, deși ai un portbagaj destul de generos, când bagi un obiect mai voluminos, deși el are loc, trarea de la portbagaj este foarte mică pentru volumul lui. Ar fi putut și ei să mai mărească intrarea aia pentru a putea băga și tu alte lucruri mai lejer, pentru că, de exemplu, a trebuit să iau un cărucior pentru parpandel, un cărucior pentru oamenii cu dizabilități, pentru că este o operată la picior și l-am băgat cam greu și deși este un cărucior care se pliază, l-am băgat foarte greu. Acum o să trec și la lucrurile care îmi plac la acest N90. În primul rând îmi place că este automată. Eu trecând de la manuală, sincer, Craiova, deși este un oraș micuț, este foarte aglomerat din cauza că este mic și sunt foarte multe mașini în el, dar acum nu mai simt treaba asta cu automata, sincer să vă zic, nu m-aș mai întoarce la manuală, care eu am condus aproape 2 ani în manual în continuu și nu m-aș mai întoarce pentru că este obositoare. Da, este bună, este distractivă, mai ales la BMW, o învârși mult mai ușor. Aceasta, deși are putere mult mai mare ca E46-le, o învârt mai greu, dar se învârte și ea. E46-le, deși avea cai mult mai puțin, cuplu mult mai mic, dar o învârtea mai ușor pentru că era manual. Un alt lucru care îmi place este fiabilitatea. Am mașina din luna septembrie-august și, sincer, am investit în ea, în afară de scrisere, că asta nu mai pui, care m-a dus mai mult din cauza unor probleme. Am anulat filtrul de particule, m-a costat vreo 700 de lei, pentru că mi-a apărut în borsa, a început să se înfunde. I-am cam limitat, gen mașina nu mai trăgea cum trebuia, gen când îi deam kickdown, când s-o dea pe a treia, nu mai schimbat, din cauza că le-am fundat și nu. Dar i l-am anulat, a costat 700 de lei și îmi fura curent pe la panou de siguranță. Asta s-a defectat singură, nu știu cum. Și am mai scos din buzunar vreo 100 de euro, că i-am făcut și un senzor de parcare. Deci am investit undeva la 200 de euro, 250 de euro în câte luni, în vreo 4-5 luni, și eu zic că este destul de ok, adică nu este o sumă mare. Un alt lucru care îmi place, sincer, la acest N90 este cheia. Cheia este tip cartelă, așa arată, o știți, și aici ai cheița asta cu care deschizi ușile în caz că rămâi fără curent. Și îmi place că este foarte practic, adică decât să bagi cheia în contact, dă-i, nu, aici doar ai băgat-o, ai apăsat start și mașina pur și simplu a pornit. Ceea ce îmi place la N90-ul ăsta este că consumă bine. Adică pe timp, ca să vă dau un exemplu, când sunt peste 0 grade, când sunt 2-3 grade afară, consumă undeva la 8-9% în oraș. Pe vreme mai favorabilă, de la 10 grade în sus, nu mi-a trecut peste 8% în oraș. Automată, aglomerație, dar mașina chiar consuma bine. Pe timp de iarnă, ce e drept, se cam dă la un 10-11, uneori am scos chiar 12, dar nu este neapărat o problemă asta, pentru că iarna nu ține o veșnicie și uitați, acum afară sunt 6 grade, deci este o mașină care, să zicem așa, trage cu casa. Un alt lucru care îmi place la N90 este că are 4 uși. Eu, trecând de la 2 uși, da, am zis că nu-mi place ca și design, dar este foarte practică mașina, adică nu mai este nevoie să te dai tu jos, dă-te jos, bagă-i pe ea în spate, ăia dacă vor să se dea la fel, urcite prin intersecții, dacă trebuia să lași pe cineva. Am mai mers și cu mătușa mea, cu mama, care sunt femei bătrâne, abia se dădeau jos din ea și, aoleu, chiar aș recomanda un N90. Acum depinde și cu ce opțiuni luați, dar un preț corect pentru un N90, eu zic că la 6.000 de euro ții un N90 și cu navigație și cu încălzire în scaune, ai noroc și de o trapă și cu niște faruri cu lupă și Angel Eyes. Deci poți găsi la 6.000 de euro o mașină ca lumea, un motor de 2000 diesel, dar mare atenție, luați-vă motorul, eu am motorul M47, este motorul cu distribuția în față, N47 este motorul cu distribuția în spate, într-adevăr are puțin mai mulți cai. Motorul ăsta are 163, ăla are undeva la 177, dar este un motor foarte problematic din cauza distribuției. Acum, dacă știți că cum ați luat mașina, puteți să vă lipsiți de aproape 1000 de euro ca să schimbați distribuția, este ok. Dar dacă știți că aveți un buget limitat și ați găsit o mașină
ok, nu vă luați acel motor. Uitați-vă bine, dacă este cel de 177, este clar cel cu distribuția în spate și o să fie foarte greu de schimbat. Cei de la serviciu o să vă iau o poară de bani. Dar în rest, eu vă recomand motorul de 163 de cai, n-am avut nicio problemă cu el până acum, aveam doar filtrul de particule, dar acela se înfundă. Cam undeva pe la 200.000 de kilometri, îl anulez dacă vrei, dacă vrei îl curez, dar cam toți mi-au recomandat să-l anulez. Toți care i-am întrebat mi-au recomandat treaba asta și sincer trage și mai bine și se vede că respiră mai bine mașina. În finalul acestui video vreau să spun ceva. Țineți minte că acum vreo câteva luni am primit de la cei de la Logitech un mousepad, un mouse și o tastatură. Toate wireless, bine, în afară de mousepad, mouse-ul cu încărcare wireless de la mousepad și vreau să vă spun acum părerea mea sinceră după câteva luni de folosire. După cum vedeți aici sunt, îmi pare rău că sunt cam murdare, eu mai mănânc și pe aici. Aceasta este tastatura, acesta este mouse-ul și acesta este mousepad-ul care mi l-a dezlipit aici parpandel. Băi, ce pot să zic, sunt foarte mulțumit de ele, de aceea încă ele sunt aici. Vreau să vă spun că n-am avut vreo problemă, mouse-ul se încarcă wireless, deci nici vorba de lipsă de baterie. Chiar l-am mai luat pe la prietena mea acasă când mai stăteam pe laptop și mai stăteam acolo chiar o zi și tot nu se descărca. Deci chiar are o autonomie destul de bună și fără acest mousepad. Iar tastatura, ce să vă zic, nici măcar nu a dat vreun semn de slăbiciune. Deci până acum bateria merge perfect, ține perfect. Sunt foarte mulțumit de ele, vi le recomand cu cea mai mare căldură. Deci aici sunt foarte serios când spun treaba asta. Sunt foarte, foarte bune produsele. Deci vi le recomand, nu aveți treabă. Da, tastatura are un minus că n-are luminițe, dar dacă ar fi avut luminițe ar fi consumat mult mai mult și bateria probabil s-ar fi dus. Dar până acum bateria nici măcar n-a dat un semn de slăbiciune, este perfectă. Uitați, când apeși ea pornește gen, dar dacă tu nu o folosești ea se oprește. Este foarte, foarte inteligentă și să fiu sincer, sunt foarte mulțumit de aceste produse, vi le recomand și vouă. Cam atât cu acest video, o să mă pun și o să le editez, să mă duc repede să mănânc pentru că trebuie să mă duc la sală. Dacă vreți să mai facem astfel de videouri, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video și Instagram-ul meu unde v-aș ruga să-mi dați mie un follow și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa!